Din prima zi de Paște, timp de o săptămână, fiecare comunitate de Momârlani din Valea Jiului se adună pe dealurile din apropierea locașurilor de cult, unde participă la tradiționalele petreceri câmpenești cunoscute în zonă sub denumirea de Nedei. În fiecare zi are loc câte o petrecere câmpenească la care participă momârlanii din aproape toate așezările din Valea Jiului. Punctul culminant al Nedeii este așa numitul praznic, o masă îmbelșugată de care însă nimeni nu se apropie până nu este binecuvântată de preot. În cursul zilelor de Paști, în orașul Petrila, pe lângă bisericile de la Jieț, Cimpa și Taia, se organizează Nedei. Prima Nedei este duminică la Jieț. Nedeia începe cu un praznic pe care îl pun oamenii de pe lângă biserica din Jieț, cu o masă tradițională din carne de oaie, varză și păsatul nostru tradițional al momârlanilor. După care luni va fi la Taia, la fel praznic, organizat de oamenii de pe lângă biserica din Taia, și după care vor prezenta ansamblurile de pe raza orașului Petrila, dansuri populare, cântece, joc și voie bună, pentru că e sărbătoare. Cât de mult înseamnă să ne păstrăm vii tradițiile, ne spun cei care ajută la menținerea acestora. Prin tradiții ne definim și prin istorie ca oameni, ca nație. Cei care nu știu să-și respecte înaintașii, din punctul meu de vedere, nu au identitate. De departe însă, pentru momârlan, cel mai apreciat aliment este răchiul, iar după câteva pahare, mesenilor li se aprinde pofta de joc și se încing la hore sau învârtite. Momârlanii spun că Nedeia este o zi de veselie, după un an de muncă în care toate disputele care apar între ei trebuie uitate, iar la sărbătoare poate participa oricine are bunăvoință.